Bună ziua și bine v-am regăsit! Stimați prieteni, frați creștini, avem ocazia să fim împreună din nou în cadrul acestei emisiuni cu caracter creștin, spiritual, și astăzi aș vrea să vorbim despre un subiect pe care l-am intitulat Creștinismul a devenit incomod. Hristos ne-a avertizat în Biblie că această atitudine ostilă, împreună cu o viață spirituală superficială, va conduce la pierderea credinței și la răcirea dragostei creștine. Este universal acceptat faptul că religia a fost și rămâne una dintre cele mai puternice influențe din viețile oamenilor. Întreaga mentalitate despre lume și viața unei persoane este influențată în mod decisiv de concepția pe care o are despre religie. În ultimii 50 de ani s-a vehiculat abuziv ideea potrivit căreia religia în general și creștinismul în special vor pierde teren, chiar vor dispărea. Oamenii necredincioși au explicat că în trecutul îndepărtat, religia a avut un rol important fiindcă îi ajuta pe oameni să facă față crizelor vieții, pe care nu și le puteau explica, dar în prezent, datorită științei, oamenii sunt capabili să controleze toate lucrurile și religia a devenit inutilă. Este ușor de observat că tehnologia, informația și creșterea nivelului de viață au încurajat scepticismul și criticismul cu privire la religie. Acest fenomen a promovat relativismul în viața multor creștini, care ori au renunțat la viața religioasă, ori s-au rezumat la un creștinism personal fără a mai aparține unei biserici locale, care biserică pretinde un anumit standard de viață spirituală și morală și, de asemenea, pretinde o anumită dedicare pentru Dumnezeu și pentru oameni. Mixarea ciudată a acestor fenomene din secolul 21 ne constrânge să acceptăm că s-a schimbat mentalitatea culturală a oamenilor, potrivit căreia creștinii nu mai moștenesc credința, ci o aleg. Așa se face că numărul scepticilor necredincioși, cât și al creștinilor născuți din nou, crește deopotrivă. În concluzie, asistăm la o polarizare agresivă a lumii în legătură cu religia, o parte devenind tot mai religioasă și cealaltă parte devenind tot mai nereligioasă. Oamenii religioși agrează tendința politică spre naționalism și creștinism, iar scepticii necredincioși agrează tendința politică spre multiculturalism etnic și pluralism religios. Creștinismul autentic creează exclusivism și aceasta este explicația neînțelegerilor dintre cele două tabere la nivel mondial. Creștinii nenăscuți din nou, nepracticanți și mai ales necreștinii îi acuză pe creștinii născuți din nou de fundamentalism și intoleranță. Faptul că iubim pe oameni nu înseamnă că iubim păcatul din viața lor și nici nu înseamnă că nu-L iubim pe Dumnezeu sau ne permitem să-i neglijăm cuvântul. Din acest motiv, liderii societății civile acuză religia și creștinismul că strică pacea pe pământ și, drept urmare, încearcă să găsească soluții. În secolul trecut, Germania nazistă, China și Rusia comuniste au încercat să controleze manifestarea religiei pentru a păstra unitatea națională și pentru a-și păstra controlul asupra populației. De-a lungul istoriei, liderii lumii au găsit mai multe metode de combatere și eliminare a religiei în general și a creștinismului în special. Una dintre aceste metode a fost să condamne religia. Scepticii, seculariștii, îi condamnă pe creștinii născuți din nou pentru următoarele motive. Toate religiile, spun ei, sunt la fel, la fel de bune și adepții lor cred în același Dumnezeu. Adepții acestei concepții spun că doctrinele nu sunt importante, însă ei fac din crezul lor o doctrină. Apoi ei mai spun că este o dovadă de aroganță să afirm că doar credința ta este adevărată. Scepticii care fac acest reproș creștinilor născuți din nou încearcă să intimideze manifestările religioase deoarece cred sincer că secularismul este adevărul. Încă un lucru, ei spun că fiecare religie vede doar o parte a adevărului ca întreg. Atunci când folosim această concepție, nimeni și nimic nu mai deține adevărul, ori lucrul acesta nu poate fi adevărat. O a doua metodă pe care ei au luat-o împotriva creștinismului este îngrădirea religiei într-un spațiu privat. Recent, un mare număr de oameni de știință și filozofi au semnat un tratat intitulat Declarația de apărare a științei și secularismului, prin care se impune conducătorilor să nu mai permită ca actul legislativ sau executiv să fie influențat de credința religioasă. Ei susțin că religia și credința sunt subiective inflamabile și trebuie tratate ca și chestiuni personale. Orice discurs public
poate fi secular și filozofic, însă niciodată nu poate fi religios, fiindcă conduce la dezbinare și ură, spun ei. Lucrul acesta nu este posibil, fiindcă orice mentalitate despre lume și viața oricărei persoane este influențată masiv de credință și de religia personală. Doctorul Luga, care a scris două cărți din cele 66 ale Bibliei, în capitolul 4 din cea de-a doua carte scrisă de el, respectiv Faptele Apostolilor, ne prezintă un astfel de scenariu. Petru și Ioan au fost arestați pentru că au predicat Evanghelia despre Isus și despre învierea morților. Mai marii lor, preoții, cărturarii, au vrut să le facă rău, însă le era teamă de cei aproximativ 5.000 de oameni care văzuseră minunea vindecării ologului din naștere, prezentată în capitolul 4 al cărții mai sus amintită. După ce i-a eliberat pe apostoli, le-a interzis categoric să mai vorbească în public despre credința lor. Puteau să vorbească în casă, dar nu în public. Apostolii atunci au luat atitudine și le-au răspuns direct și fără frică: oameni buni, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. O a treia atitudine a guvernelor lumii față de creștinism este să-l scoată în afara legii. După cel de-al doilea război mondial, guvernul chinez i-a expulzat pe misionarii occidentali și au scos religia creștină în afara legii, sperând că în felul acesta credința creștină se va stinge. Conform statisticilor, în fiecare zi în China se convertesc aproximativ 10.000 de creștini. Se apreciază că peste 25 de ani creștinii din China vor depăși creștinii din Europa în secolele 8 și 11 sau din America în secolele 18 și 20. Dacă aceste previziuni se vor întâmpla, Europa va deveni islamică, iar Asia va deveni creștină. Afirmația aceasta șochează în prezent, însă viitorul se pare că se îndreaptă înspre acolo. Societatea civilă se plânge împotriva exclusivismului religiei și creștinismului, în ciuda faptului că religia creștină este cea mai persecutată. Oamenii au repulsie, oamenii necredincioși, seculariștii, au repulsie față de lume, deși nu este justificată dacă privim la contribuția creștinismului în istorie. De pildă, creștinismul a civilizat și a promovat legi sociale și morale. Decalogul este cel mai vechi și cel mai complex cod moral. Arta, literatura și muzica datorează mult creștinismului. Evoluția politicii în lumea occidentală, învățătura lui Hristos de a da cezarul ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, constituie originea separării dintre biserică și stat. Demnitatea umană este o altă contribuție meritorie a creștinismului. Învățătura creștină nu numai că a apărat demnitatea păcătosului, ci și a celor care greșesc, ci invocă respect și față de cei săraci și față de cei respinși. Creștinismul a contribuit la eradicarea sclaviei, la promovarea democrației și autodeterminării popoarelor, formulând o doctrină a drepturilor umane. Spre exemplu, Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Națiunile Unite în anul 1948, se bazează pe premise creștine, potrivit cărora orice viață umană are o valoare și că toate viețile sunt egale. Încă ceva, conceptul conducătorilor care trebuie să se considere ca slujitori ai altora a furnizat baza pentru buna guvernare politică și socială. Prin urmare, un politician, un comerciant, un preot este chemat să slujească persoanele încercând să satisfacă nevoile lor. Importanța atribuită căsătoriei și familiei poate fi un alt exemplu. Premisele pe care se întemeiază familia au fost introduse în societate de către creștinism. De asemenea, creștinismul a introdus și condiția consimțământului ambilor soți pentru ca să existe căsătoria. Iubirea și mila creștină au inițiat dezvoltarea instituțiilor precum spitalele, orfelinatele, creșele, azilele, școlile, bisericile. Creștinismul a avut un rol important în dezvoltarea capitalismului. Teologii din Evul Mediu au fost primii care au elaborat regulile fundamentale ale economiei și mănăstirile răspândite în toată Europa au reprezentat centre importante de activitate economică. Știința datorează mult creștinismului, în ciuda faptului că este considerată în opoziție cu religia. Primele școli și universitățile au fost înființate de biserici, priviți-vă loc la celebrele universități din Anglia, spre exemplu. Apărarea continentului european în fața invaziei musulmane.
eliberarea omului păcătos prin mântuire, perspectiva eternității, speranța vieții veșnice, înfrânarea răului social și promovarea demnității, moralității. Credincioșii născuți din nou compun biserica. Nu mă refer la adunare, la creștinism. Care biserică este mireasa lui Iisus și el va reveni în viitor după ea. Biserica are un alt stil de viață și un alt viitor decât lumea, decât oamenii din afara bisericii. Aceste două entități sunt cât se poate de diferite. Misiunea noastră încredințată de Hristos este să iubim pe toți oamenii ca ființe umane, indiferent de convingerile și stilul lor de viață, însă nu trebuie să iubim lumea ca sistem ideologic. Când vorbesc despre lume ca și concept biblic, nu mă refer niciodată la oameni, ci doar la un sistem anticristic care luptă întotdeauna împotriva lui Dumnezeu și a legilor sale. Mântuitorul Iisus Hristos a venit prin întrupare în lumea noastră și a trăit printre oameni aproximativ 34 de ani. I-a iubit cu o dragoste ca nimeni altul. Însă a stat departe de sistemul lumii care promova controlul, manipularea, dominarea, exploatarea, subjugarea, îmbogățirea, aroganța, destrăbălarea și multe altele asemenea acestora. Nu suntem aici să ne luptăm cu oamenii, suntem chemați să ne luptăm cu autoritatea spirituală care este dușman față de Dumnezeu. Care a fost învățătura Mântuitorului și apostolilor în legătură cu aceste lucruri? Evangelizarea lumii. Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea și diavolul a poruncit lumii să secularizeze și să desacralizeze biserica. Maturizarea bisericii de asemenea a fost un al doilea scop pe lângă evangelizare. Evangelizarea este a lumii, maturizarea este a bisericii. Maturizarea, sfințirea și dezvoltarea unei relații spirituale personale cu Dumnezeu prin Hristos, prin Duhul Sfânt și prin Scripturi, adică prin Biblie, este diferită de o viață religioasă și instituționalizată. Una este să îl ai pe Hristos în inimă și să îl imiți pe El și alta este o relație instituțională cu o biserică la care mergi fără ca mersul la acea biserică să-ți influențeze în vreun fel viața personală și stilul de viață. Apoi un al treilea scop al bisericii este închinarea bisericii. Închinarea personală în odăiță și închinarea publică în biserică, ambele fiind necesare. Două părți componente ale închinării. Părtășia este penultima și se referă la părtășia bisericii. Părtășia virtuală nu poate lua niciodată locul părtășiei fizice, după cum lucrurile personale din viața noastră presupun interacțiune cu oamenii, nu cu poze, nu cu video, deși și acestea pot satisface într-o anumită măsură nevoia de interacțiune. Metodele virtuale sunt necesare pentru situațiile de excepție, însă adevărata părtășie este atunci când oamenii se văd, se simt, stau aproape unii de alții, se privesc în ochi și vorbesc. Și ultimul scop al bisericii dintre cele cinci mai importante este slujirea, slujirea semenilor. Suntem chemați de Dumnezeu să ne luptăm împotriva păcatului și să trăim în sfințenie. O sfințenie vizibilă, o sfințenie practicată, o sfințenie în interior și în exterior. O sfințenie în casă și în afara casei. O sfințenie în viața personală și în viața socială. Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt după ce s-a înălțat la cer ca să nu fim singuri. Ori de câte ori ne simțim singuri, este o mai mare problemă spirituală decât una emoțională. De asemenea, El ne-a făcut marea promisiune. Iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu este singura persoană pe al cărui cuvânt, promisiune și caracter ne putem baza. Dacă El a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, nimeni, absolut nimeni, nu-L va opri să fie împreună cu noi până la sfârșitul veacului. Ajungând la sfârșitul acestui mesaj, stimați prieteni creștini, în care am vrut să dezvolt doar în câteva cuvinte acest fenomen care se generalizează, care se universalizează, creștinismul devine din ce în ce mai incomod. Aș vrea să vă invit să vă gândiți la lucrurile acestea. Aș vrea să vă invit să vă gândiți la lucrurile acestea ca și creștinism, ca fenomen social, ca fenomen religios, dar ca și trăire interioară. Vă invit să vă reînnoiți chemarea, acest angajament pentru ca Iisus Hristos să fie Domn și Stăpân peste viața noastră. El, cel care urmează să vină, cel pe care îl așteptăm. Este
necesar să-L așteptăm, dar nu este suficient. Trebuie să-L așteptăm ca necesitate, dar ca suficiență trebuie să ne sfințim așteptarea. Dacă nu-L așteptăm cu o viață sfântă, cu priorități sfinte, cu valori sfinte, în mijlocul unei familii sfinte, ostenindu-ne pentru lucrarea lui Dumnezeu, atunci în ce fel se manifestă așteptarea noastră? Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, să stăm în fața lui Dumnezeu ca niște oameni muritori, care deși în mintea noastră suntem mai buni decât în practica vieții noastre. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea puterea de înfăptuire. Aduceți-vă aminte, luminarea minții se face prin gândurile noastre, prin informațiile pe care le primim. Mișcarea inimii se face prin emoțiile noastre, prin acest coeficient emoțional. Și apoi, înduplecarea voinței este partea finală, când ceea ce știm și ceea ce simțim sunt sau se constituie într-o motivație suficientă pentru ca să luăm decizia de a-L urma pe Hristos, însă nu cu superficialitate și mediocritate, ci dimpotrivă cu responsabilitate și pasiune. Suntem gata chiar acum să facem lucrul acesta, pentru că nu este vorba doar despre El, este vorba și despre noi, despre Dumnezeul nostru și despre sufletul nostru. Haideți să ne rugăm! Tată care ești în ceruri, ne oprim în fața Ta din iureșul vieții, din alergarea noastră interioară sau exterioară. Ne oprim în fața Ta că Tu ne ești stăpân, creator, Dumnezeu și Mântuitor. Tu ești medicul care ne-ai vindecat de multe ori în viață. Tu ești prietenul adevărat care nu ne-ai părăsit niciodată. Mâinile Tale străpunse de cuie cu 2000 de ani în urmă când Te-ai întrupat, ne-au mângâiat de-a lungul anilor vieții noastre. În călătoria vieții noastre, Tu ai fost susținătorul nostru, ai fost sponsorul nostru, ai fost Dumnezeul nostru. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat pâine și apă întotdeauna, ne-ai dat sănătate, ne-ai ocrotit viața și casa și acum fiind în fața Ta, vrem să ne aducem aminte de binele acesta pe care ne l-ai făcut în mod constant, fără să uiți o singură dată de noi și vrem să punem în evidență bunătatea Ta și să pomenim numele Tău. Îți mulțumim în mod special pentru lucrurile spirituale, îți mulțumim pentru Hristos care a murit așezându-se în locul nostru pe scaunul de vinovat, motiv pentru care a și murit, iar noi am și scăpat. Mulțumim că El a plătit vinovăția noastră, iar noi am intrat în libertatea Lui. Doamne, îți mulțumim pentru că ai găsit o soluție să ne scapi, să ne mântuiești și să ne ierți, luând de peste noi vinovăția care urma să atragă pedeapsa. Astăzi suntem liberi în fața Ta, pentru că mielul a fost înjunghiat, a fost jertfă pentru ca adevăratul păcătos să scape. Domnul nostru, trăim în lumea aceasta care devine din ce în ce mai ostilă față de Tine, față de cartea Ta, Biblia, și față de biserica Ta, față de oamenii care Te urmează. Este adevărat că anumite biserici locale sau în anumite momente ale istoriei când biserica s-a instituționalizat, de pildă Evul Mediu, biserica a făcut gafe sociale mari. Însă biserica Ta, adică totalitatea oamenilor născuți din nou și sfințiți, nu se fac vrednici să fie persecutați și uciși pentru credința lor. Doamne, în numele Mântuitorului ne rugăm pentru lumea aceasta, pentru oameni, nu pentru sistemul ăsta. Ne rugăm ca Tu să îi implici în experiențe în care ei pot auzi Evanghelia. Să le îngădui, Doamne, să le permiți, pentru ca să proceseze informația acestei predicări a Evangheliei, să creadă și să fie mântuiți, pentru ca să aibă parte de viață veșnică. Iar pentru biserica Ta deja convertită, ne rugăm, Doamne, să o crești spiritual, să-și dezvolte caracterul fiecare credincios și să trăiască cu semnificație și responsabilitate, imitând chipul Tău în lumea aceasta care nu mai are nicio valoare și nicio direcție. Ajută-ne să purtăm lumina Ta și ajută-ne să manifestăm iertarea, iubirea și slujirea, virtuți pe care Tu le-ai adus în această lume uscată și săracă.
Te lăudăm, Domnul nostru, că ești cu noi și ne închinăm în fața Ta. Amin. Stimați prieteni, apreciez răbdarea, disponibilitatea dumneavoastră. Ne luăm la revedere. Dumnezeu să vă aibă în pază. Să auzim de bine. Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă.